cumva să credeți voi că eu am un singur brad și anume cel din sufragerie. Nu, mai am unul la masa unde lucrez, la birou, și am zis să ne vedem și de aici ca să nu vă plictisesc cu bradul meu din camera cealaltă, oricât de frumos ar fi și îmi place și așa mai departe. Am zis să vi-l arăt și pe ăsta mic, care are o istorie în spate. Eu nu știu al câtelea Crăciun este, cert este că e primul nostru brăduț. Al meu și al iubitului meu și ținem foarte mult la el și probabil o să-l facem toată viața, pentru că ne-am chinuit destul de mult și din economiile noastre mici am luat tot ce se află în el și pe el în sine l-am cumpărat. Știu că eram foarte vesele atunci când am avut și noi un brăduț și cred că vreo 3 ani la rând l-am avut doar pe el. Una peste alta, haideți să trecem rapid în revistă cercelușii de astăzi, care sunt în formă de renuț. Sper că vă place obiceiul ăsta, am văzut că multă lume mai îmi spune că sunt drăguți cerceluși și am zis că poate așa vi arăt și, nu știu, vă bucură și pe voi sau poate puteți da fuga la Sinsay și să vi-i cumpărați, că din câte știu eu încă sunt. M-am machiat așa mai strident, nu musai că am vrut, ci pur și simplu ascultam un clip, clipul Denisei, poate l-ați văzut, cel în care desface ce i-am trimis eu și gândindu-mă, fiind cu mintea în alte direcții, am dat cu pensul acolo până a ieșit așa ceva, dar zic eu că e cât de cât ok și ne vedem tot așa seara, pentru că și astăzi a fost o zi lungă. Când postez eu este 13, marți 13, pentru multă lume zi cu ghinion și poate așa o să considere mulți dintre voi, pentru că este o zi în care nu vă arăt cumpărături, nu vă arăt mâncare, nu vă arăt nimic din ce v-am învățat, ci încerc și eu cât se poate să fac un clip puțin educativ, mă simt oarecum nu o să ai responsabilă, dar datoare și cu astfel de clipuri la ceva timp, fie că sunt pe sfera de beauty, fie că sunt pe sfera de fashion sau altceva, maniere și așa mai departe, vreau să fac și eu la ceva timp clipurile astea educative. Știu, nu o să aibă, nu o să explodeze de vizualizări, nu o să fie cel mai iubit și cel mai apreciat clip, dar până la urma urmei eu îmi fac datoria aici și vreau să vă împărtășesc câteva lucrușoare despre ceea ce o să vorbim astăzi și anume despre minimalism, mai exact 10 sfaturi pentru a deveni ușor, ușor o persoană minimalistă. Așa, în linii mari, știți ce înseamnă minimalismul, nu înseamnă să te zgârcești la orice și să încerci să nu ai decât o singură lingură sau o singură pereche de pantaloni, nu, înseamnă să încerci să reduci consumul ăsta excesiv. Noi oricum trăim în era consumerismului și m-am gândit că acest clip vine foarte bine în perioada asta a sărbătorilor, când toată lumea dă iama în supermarketuri și de asta mă fac și eu de multe ori vinovată și își cumpără de toate, că-s reduceri, că-s sărbători, noi folosim oricum, mi se pare, mai ales noi femeile, orice, dar orice scuză pentru a ne cumpăra lucruri. Și aici puteți să fiți de acord cu mine sau nu, dar eu cred că multă lume se regăsește în ceea ce zic eu. Imediat cum vedem o reducere, imediat cum vedem ceva ce ne place, sărim să cumpărăm. Și cred că toată lumea face asta. Că ești femeie, că ești bărbat, îți place să ai de toate, să te asiguri tu. Din păcate, acest lucru nu e bun nici pentru noi, că ne umplem casa cu nimicuri, și nici pentru planetă. Și am primit, cred că săptămânile trecute, un mesaj pe Instagram cum mă abțin eu din a cumpăra produse de machiaj. Că am făcut odată un declutter cu voi prin vară. V-ați prins. Eu fac intro-uri foarte lungi, așa că dacă vreți să vedeți direct subiectul în sine, dați skip până ajungeți. Am făcut un declutter, așa cum am spus, prin vară și acolo vă arătam că eu am foarte puține produse de machiaj. Într-adevăr, eu nu am multe produse. Am o singură paletă de farduri, de fapt două, dar a doua nici nu se pune pentru că nu o folosesc și probabil o să scap de ea cât de curând că îi se duce termenul. Poate facem și un declutter împreună, dar o să mai dureze până atunci. Sunt minimalistă la foarte multe lucruri. Anul ăsta am și dat, dar am și vândut o mare parte din hainele cumpărate în anii anteriori, care nu mă mai reprezentau, care nu-mi plăceau, pe care le țineam degeaba zicând lasă că o să fiu eu nu știu cum, lasă că o să-mi placă, lasă că o să găsesc ocazie, lasă, lasă, lasă. Și ușor, ușor, de prin 2020 eu am încercat să elimin cât mai mult, să fiu o persoană minimalistă, pentru că înainte eram genul ăla de om care cum vedea ceva la reducere, dar nu musai că vedea ceva la reducere, nici nu trebuia să fie vreo reducere, cumpăra de toate. Cred că într-un an mi-am cumpărat la paletele farduri din care abia am folosit. Și ce sunt aia? Bani cheltuiți. Așadar, am notat eu, așa cum v-am spus, astăzi 10 sfaturi, pentru că normal trebuia să avem azi un unboxing, dar încă nu mi-au venit anumite comenzi, așadar o să avem mâine, dar un unboxing necesar ca să vă mai arăt niște idei de cadouri și cu produse de care am nevoie. Deci nu intrăm din nou în era asta consumerismului, să nu credeți că mie este ușor să mă abțin. Multe lucruri sunt frumoase, de exemplu la căni, la cărți, mi-e greu să mă abțin, sau la hainele care sunt extraordinar de frumoase și au și prețuri bune. Când merg într-un SH și îmi vine să-l cumpăr pe tot la cât e de frumos. Dar încerc să mă abțin pentru că mă gândesc
la ce am nevoie. Și așa intrăm în subiect. După cum am spus, eu îmi notez mereu orice idei și voi începe în ordinea în care le-am notat după 5 minute de intro. Să începem. Primul sfat, o să numerotez, 1, 2, 3, analizează ce ai înainte de a cumpăra. Înainte să te duci tu să-ți cumperi, dau exemplu meu, o cană, analizează ce ai acasă. Dacă tu ai 17, 20, 30 de căni și poate câteva dintre ele chiar seamănă cu cana pe care tu vrei să ți-o cumperi, nu cred că e cazul să dai banii pe ea, decât dacă vrei să te răsfeți, dacă e ziua ta, dacă ai avut o lună grea în care ai muncit pe brânci și vrei să-ți faci tu o bucurie. Așa da, astea sunt excepții, excepții cu care suntem învățați și cu toții le facem, dar analizează foarte bine ceea ce ai tu acasă. Nu o să insist foarte mult pe fiecare idee în parte, că cred că reiese de la sine ceea ce am de spus. Al doilea lucru, fă investiții de durată și aici pune accent pe calitate, nu pe cantitate. Analizează foarte bine, conștientizează foarte bine ceea ce cumperi și aici o să dau eu exemplu pe subsemnata, pentru că încerc să dau și un exemplu să înțelegeți. De exemplu, dacă vreți să vă cumpărați o geacă, că tot e sezonul, și niște bocanci, investiți în ceva calitativ, să nu trebuiască să vă luați iar niște bocanci și iar o geacă pentru că vă e frig, pentru că nu vă mai place, pentru că nu știu ce. Și am zis că mă dau exemplu pe mine pentru că eu așa sunt. Eu dacă îmi cumpăr o pereche de bocanci, investesc în una să-mi placă de mor, să fie confortabilă, să fie foarte călduroasă și 4-5 ani eu nu mai schimb papucii aia. Într-adevăr, mai văd și eu o pereche de papuci care ar fi faină, pe care aș vrea să o cumpăr, dar mă abțin pe cât posibil pentru că știu că nu este cazul. Știu că tot pe aia pe care mi-am cumpărat-o anterior și care îmi place foarte mult, tot pe aia eu o suport în mare parte a timpului, așa că ce rost are să achiziționezi ceva doar pentru a sta în casă? Și am făcut de foarte multe ori achiziții din astea foarte proaste, care au stat în casă și s-a pus pânza pe ele la propriu și praful. La geacă, dacă ne referim, alege mereu materiale din astea de lână, de cașmir, materiale să-ți țină cald în sezonul rece. De când am investit în haina pe care o am eu de la Nagun și o știți, o îndrăgesc foarte mult, mereu vă vorbesc despre ea, este o haină de lână, nu văd necesitatea unei geci. Eu nu am geacă, am o jachetă de lână și atât. Îmi este foarte cald cu ea, foarte bine și nici nu aș da banii pe alte geci. Oricât de frumoase ar fi și știu că sunt multe, dar nu, nu și nu, pentru că calitatea primează înaintea cantității. 3. Ca să nu insist foarte mult. Aici e un punct mai sensibil, ca să zic așa, pentru că vreau să fac referire și la un film. Raportați-vă la banii cheltuiți ca la timp cheltuit. Gândiți-vă că banii pe care voi îi folosiți, în general, cred că îi faceți singuri. Adică mă gândesc că mergeți la muncă, munciți, probabil uneori pe brânci în unele zile și apoi aveți niște bani pe care voi îi cheltuiți. Că sunt sume mai mici, că sunt sume mai mari, unii câștigă mai mult, alții câștigă mai puțin, așa e viața. Dar, sau chiar dacă sunt banii părinților, tot timp cheltuiți. Dar gândiți-vă că este timp, timp, da? Timp în care tu ai născocit acolo, ai încercat, te-ai dat silința sau poate, nu știu, aveți munci în astea fizice, care sunt grele și știu cum e și te obosesc. Nu cred că e cazul să să cumpărăm fără să avem vreun control asupra cheltuielilor noastre, având în vedere că noi am petrecut foarte mult timp făcând banii ăia. Și legat de timp, nu știu, de film, nu știu dacă ați văzut filmul Time, parcă așa se numește, sau In Time, dar cred că Time, o să scriu pe aici pe ecran. Este un film foarte bun în care totul, efectiv și viața, se funcționa pe bază de bani. Aveau ei ca un ceas, nu, pe bază de timp, doamne, că mă bâlbâi. Pe bază de timp, aveau un ceas cu timp, puteau face rost de timp prin anumite mijloace, dar în funcție de timpul ăla ei puteau să-și ia mâncare și munceau pentru timpul ăla. Puteau să supraviețuiască la propriu. Și așa gândiți-vă și voi. Cu timpul ăla, practic, voi ați putea face altceva. De exemplu, pot să muncesc mai puțin luna asta dacă am posibilitatea și, de exemplu, dacă lucrați cu targete, cum e la mine la job sau la alte joburi. Dacă lucrați cu targete, sigur știți. Luna asta nu vreau să mă obosesc. Pur și simplu nu vreau să mă obosesc pentru niște sute de lei pe care o să, nu știu, să-i dau pe alte lucruri. Nu vreau, vreau să-mi iau o lună de pauză. Și dacă ești o persoană minimalistă, ți-e foarte ușor să fii lucrul ăsta, să faci lucrul ăsta. Dar dacă ești o persoană care se agită foarte mult pentru a-și cumpăra lucruri, nu o să ai liniște niciodată. Și bani cheltuiți egal timp cheltuit, ăsta e un lucru pe care mi-o spunea tata foarte, foarte des și nu prea o luam în considerare, dar chiar așa e. 4. Haideți ca să trecem mai rapid prin ele.
Atunci când apare vreo ofertă sau vezi ceva ce-ți place, mai ales online, adaugă în coș ce-ți place și așteaptă ori câteva ore, în caz că e vorba de o ofertă ce ține 24 de ore, ori câteva zile. În zilele astea sau în orele astea, analizează lucrul respectiv. Eu chiar îl vreau sau chiar am nevoie de el sau dacă l-aș lua, l-aș folosi. Puneți tot felul de întrebări, eventual poți să le scrii pe telefon sau pe o hârtie, în așa fel încât să conștientizezi dacă tu chiar ai nevoie de lucrul ăla. Dacă nu e vreo mega ofertă, poți să ții lucrul ăla până la câteva zile, o săptămână în coș și de cele mai multe ori chiar o să uitați de lucrul ăla. Nici nu o să mai știți că a fost în coșul vostru, probabil coșul o să se golească și voi nici nu o să vă dați seama de lucrul ăsta. Pur și simplu atât de important a fost pentru voi lucrușorul respectiv că nu vi-l amintiți. 5. Dă un suflu nou lucrurilor pe care deja le ai. De exemplu, să zicem că ai o rochie frumoasă, dar te plictisi de ea. Nu știu, încearcă să-i adaugi o eșarfă, o broșă, o curea, orice altceva, în așa fel încât să-i dai un suflu nou. Eventual, dacă te pricepi, poți să-i adaugi tu, nu știu ce, fundițe pe aici sau pe la mânici, niște năsturei, în așa fel încât să te bucuri de lucrurile pe care le ai, pentru că, în esență, lucrul ăla se presupune că-ți place și se presupune că ai muncit pentru el atunci când ți l-ai cumpărat sau poate l-ai primit, dar chiar și dacă primești lucrurile, părerea mea că tot muncite sunt, că cine îți dăruiește s-a chinuit să-ți cumpere lucrul respectiv și atunci e munca persoanei respective și cred că dacă mai ești o persoană dragă, cântărește cu atât mai mult. Sau poate vorbim de un sacou, nu-ți mai place, ți se pare banal. Cumpără niște manșete și poartă-l cu manșete. Cumpără un guler, poartă-l cu guler. Pune-i broșe, mai diverse. Și o să vezi că lucrurile astea o să... sau încearcă combinații noi. Lucrurile astea o să te scoată așa puțin din zona de confort, o să-ți dea așa un ghiont și o să-ți placă mult mai mult să faci dintr-o piesă foarte banală, așa cum o vezi tu, ceva wow. Și o să fie un challenge ăsta pentru tine, ceea ce o să te ajute să crești. 6. Fă un declutter sau curățenie generală la ceva timp. Ăsta e un lucru foarte bun pentru că, în primul rând, te ajută să vezi ce mai ai și ce nu mai porți și ce-ți place și ce nu-ți mai place și, în al doilea rând, în urma unui declutter, poți scăpa de foarte multe lucruri care pot ajunge la niște persoane defavorizate sau niște persoane care nu au posibilități sau la persoane care au posibilități, dar o să se bucure foarte mult de hăinuțele pe care voi o să îi le oferiți. Că vorbim de hăinuțe, că vorbim de cosmetice, că vorbim de creme, că vorbim de parfumuri, de orice. Orice ține în zona asta feminină. O să vă dea o bucurie cum nu ați mai primit niciodată. Știu că majoritatea suntem foarte bucuroși când primim cadouri, dar cred că există și un soi de oameni asemenea mie care se bucură mult mai mult atunci când dăruiesc. Eu am emoții și mă bucur mai mult când dau ceva și pot să zic că îmi pun acolo toată energia și fiecare strop de dragoste, în așa fel încât să știu că fac omul ăla fericit. E un sentiment aparte, mai ales când știi că niște lucruri banale pentru tine, a ajuns la un om și se bucură atât de mult. Mie mi-amintește de copilărie, când eram micuță și primeam haine de la diverse persoane, verișoare, mai mari. Era o fericire pe care nu cred că pot să o descriu în cuvinte vreodată, pentru că lucrurile astea se simt altfel. Atunci când dai, cum era, dar din dar se face rai, fix așa. Când dai, e ceva ce-ți umple sufletul. Nu se compară cu niciun sentiment din lumea asta când faci pe cineva fericit care probabil nu are posibilitatea să își ia ceea ce tu ai deja. Și în urma unei declutter nu doar că poți să faci pe cineva fericit, ci așa îți pui și tu ordine în gânduri, în dulap, în tot și știi și tu, băi, poate mie îmi lipsesc pantaloni, uite, i-am dat pe ăștia că nu mai îmi plăceau sau mă strângeau sau mi-erau largi. Și notez pe listă, îmi trebuie pantaloni și așa știu și în funcție de cheltuieli ce trebuie să pun deoparte. Haideți că mă lungesc foarte mult, dar sper că înțelegeți ceea ce zic. 7. Fii mereu conștient de ceea ce ai nevoie. Cumva lucrurile se leagă între ele și când zic să fii conștient de ceea ce ai nevoie, nu știu, să zicem că ți s-a terminat fondul de ten sau vezi că urmează să ți se termine. Îți dai seama când se termină fondul de ten sau cel puțin când urmează. Notezi acolo pe o listă, fond de ten, parfum, mi s-a terminat parfumul, nu mai am sau urmează să se termine, ciorapi, blugi, cum am zis adineori și tu în funcție de asta știi exact de ce ai nevoie și atunci când o să te duci într-un supermarket nu o să mai fii așa haotic. Cu siguranță ați fost într-un supermarket, aveați o sumă de bani și erați, și acum ce să-mi iau? Sau într-un magazin, într-un mall. Și acum ce să-mi iau? Parcă mi-aș lua și bluza asta, că-mi place, parcă mi-aș lua și pantalonii ăștia, că-mi plac, dar nu știu ce să-mi iau. Și ești așa dezorientat, nu știi ce-i cu tine.
Și atunci, tu dacă ai o listă făcută, în general în notițe, pe telefon, o deschizi și vezi. Mama, am suma asta de bani, mă încadrez perfect să-mi iau blugi, să-mi iau papuci, să-mi iau tot ce am nevoie. Și ești mult mai organizat așa. Asta ajută și la organizare, nu numai la ideea de a fi minimalist și de a nu mai cumpăra în exces. Totodată vreau să înțelegeți că încerc să fac acest clip pentru că am văzut că pe canalul meu sunt de foarte mare interes clipurile cu SH-urile, că aici nu zic nimic, pentru că și mie îmi plac și aici e vorba de a economisi mai mult și de sustenabilitate, dar foarte bine văzute sunt clipurile în care cumpăr diverse, că o cumpăr din Pepco, că o cumpăr din Kik și eu înțeleg cumva lumea că vrea să se uite la lucruri din astea, dar încerc să aduc și ceva educativ pentru că nu-mi place să fac parte din era asta consumerismului și știu că din multe ori pic în capcană, efectiv mă duc așa ca gâsca, dar asta e situația. Știu că sunt și vizualizate, plus că vreau să împărtășesc cu voi ca de fiecare dată de toate și ce cumpăr și ce mănânc și ce știu și tot vreau să vă zic și vouă, poate vă ajută în vreo măsură, dar vreau să, nu știu, să se și înțeleagă lucrul ăsta că nu e ceva benefic în a cumpăra fără limite. Deci asta chiar nu e un lucru benefic și de aia am vrut să aduc și astfel de clipuri pe canal. Să continuăm. 8. Fă-ți mereu o listă cu ce îți dorești și analizează în timp utilitatea lor. Aici e legat de ce am zis mai înainte, cu listă, dar aici când zic listă mă refer nu doar la haine sau la machiaje, chiar și listă de cumpărături. Să zicem că vreau să fac o listă de cumpărături, nu știu cum vă faceți voi cumpărăturile, o listă de cumpărături pentru săptămâna viitoare. Și notez acolo tot ceea ce am nevoie. Lista aia rămâne câteva zile și la un moment dat o să te uiți iar pe ea pentru că e inevitabil. Iar atunci poți să analizezi utilitatea lucrurilor. Măi, dacă eu ieri am scris chipsuri, că mi-a fost poftă, astăzi oare mai vreau chipsuri sau alaltă ieri am scris sau cu 3 zile, nu știu. Mai vreau chipsuri și, mă, dar cât e de util? Altfel e când îți faci o listă, pentru că poți să analizezi ceea ce vezi. Tu dacă te duci pur și simplu buluc în supermarket și o să-ți fie poftă de chipsuri, o să adaugi, dar dacă tu mergi cu listă făcută și ai analizat deja utilitatea lucrurilor, altfel, e stă altfel și așa tind să nu mai cumperi în exces și mult și să rămână și să se strice și să fie nesănătos și așa mai departe. La fel se aplică și în machiaje și în tot, în haine, în orice se aplică regula asta, analizează utilitatea lucrurilor. Eu dacă îmi cumpăr X pantaloni care seamănă cu ceilalți pantaloni pe care i-am, sunt util la ceva, o să-i port sau vreau să, un exemplu mult mai bun, vreau să-mi cumpăr o bluză, că arată ea altfel, că e cu roz, că e cu verde, că are, nu știu, guler, analizează utilitatea bluzei acelea, tu chiar o să o porți sau doar îți place, ai cu ce să o porți, aici te uiți în garderoba ta, ai cu ce să o porți, e ca atunci când mergi la cumpărături, tu cumperi paste, dar ai cu ce să le combini acasă? Același lucru se aplică și la garderobă. 9. Gândește-te la economii, banii pe care îi poți folosi altfel. Dacă sunteți ca mine și vă place să... Nu musai să economisiți, că nu pot zic că economisesc prea mult. De acum vreau să mă pun și eu pe treabă în anul ce urmează, așa zic în fiecare an, dar sper să anul ăsta să-mi iasă mai bine. Dacă sunteți ca mine și vă place să fiți persoane organizate care cât de cât să economisiți, gândiți-vă că dacă nu vă cumpărați X lucru, Y lucru, din care mai aveți vreo 3 chestii la fel, 3 perechi de pantaloni, 5 bluze, habar n-am, 6 cămăși, gândiți-vă că banii ăia, dacă i-ați pune undeva într-un plic sau într-un card, dacă funcționați așa, eu funcționez cu plicul, sincer să fiu, eu sunt de modă veche, cu scrisul pe hârtie, v-ați prins, eu sunt așa mai băbăciune la aproape 22 de ani ai mei. Dar dacă funcționează pentru voi, puteți să-i puneți într-un card bancar, deși de ce nu? Și vă gândiți, eu dacă nu-mi iau bluza asta acum, 200 de lei să zicem, că atâta costă o bluză mai nouă la Zara, din câte am văzut, mi s-a făcut rău, mi s-a întors așa un pic stomacul. Ăștia 200 de lei și cu săptămâna viitoare 300 de lei și cu 50 de lei și așa, gândiți-vă că la un moment dat faceți bani de o vacanță. Și când zic o vacanță nu mă refer în Tenerife, nu, mă refer că puteți merge în weekend, nu știu, în Brașov, în Sibiu, în Cluj, în habar n-am. Și puteți să stați acolo câteva nopți. Sau o noapte, nu contează, sunt niște bani economisiți cu care tu poți să faci altceva și să te bucuri altfel de ei. Poți să ieși în natură, poți să ieși din zona de confort. De ce să-mi cumpăr o bluză și o pereche de pantaloni luna asta când de bani... Și eu am deja, nu? Dacă nu ai, am înțeles. Dacă eu am deja, când de bani ăștia pot să-mi ies din zona de confort și să mai ies și eu din cotidianul orașului. Sau să fac ceva nou cu partenerul meu sau cu copilul meu, poate aveți copil, nu știu, sau copii. Să faceți o activitate nouă cu ei de bănuțe aia. Mie mi se pare o idee mult mai bună să te gândești la lucrul ăsta ca la o economie. Până la urma urmei, cu toții vrem să facem economii. Că avem mai mulți bani, că avem mai puțin bani, românul mereu o să vrea să economisească. Și ultimul lucru și cel mai important,
Dacă vă hotărâți că vreți să adoptați un stil mai minimalist, luați totul pas cu pas. Baby steps. Ia-o cu ce ți-e mai ușor și nu schimba totul brusc. Cel mai rău lucru, ca într-o dietă, cel mai rău lucru e să schimbi totul brusc. Cum am zis, exemplu cu dieta. Azi mănânc fast food, burger, Mac, KFC, dar de mâine mănânc salată, mănânc doar de două ori sau o dată pe zi, beau sucuri de detox, cât o să te țin așa? 3 zile? 4? Hai să zicem, dacă ești ambițios, o săptămână. Mai mult nu o să te țină, pentru că nu-ți poți. Așa, dacă începi o dietă și elimini zahărul prima dată, timp de câteva zile. După încerci să elimini din cantitatea de pâine pe care o mănânci. Parcă ușor-ușor ajungi la un stil de viață sănătos. Așa e și cu stilul ăsta minimalist. Astăzi te hotărăști că nu-ți mai cumperi în curuș pe lângă alea 8 pe care le ai. Mâine poate renunți în a cumpăra alte paste din supermarket, deși tu ai acasă, dar astea îți plac că sunt 3 culori. Poi mâine poate nu-ți mai cumperi, nu știu, un pix, cum am eu aici 100. Pentru că te gândești, parcă am pixuri acasă și ușor, ușor, lucrul ăsta o să vină natural. Mie cel puțin așa mi-a venit. Normal că o să mai ai scăpări și să nu vă mustrați atunci când aveți mustrări, când aveți scăpări, pentru că nu e cazul. Cu toții, ca la o dietă, mai mănânci și tu o prăjitură uneori, mai mănânci și tu o pizza, mai mănânci și tu un burger, nu? Mi se pare că are sens ceea ce zic. Așa e și cu stilul ăsta minimalist, pentru că dacă o să începeți drastic, eu nu mai îmi cumpăr nimic de astăzi, la un moment dat o să dați seama într-un magazin și o să vă cumpărați de toate. Am pățit și eu așa, când am mai vrut să fiu minimalistă. Bine, mie mi-a fost mai ușor, că în perioada aia nu pot să zic că aveam venituri atât de multe, ci din contră, și na, neavând bani nu-ți cumperi, logic. Dar, cum s-ar zice, odată ce scăpi la ei, nu mai termini. Și așa a fost. Nu mi-am cumpărat luna asta, nu mi-am cumpărat luna viitoare, am economisit ăștia, am economisit pe ceilalți și tot așa, și s-a ajuns la ce am zis mai înainte. Atunci când am dat iama în niște sume mai mari de bani, mi-am cumpărat și lucrurile respective pe care mi le-am cumpărat, nici măcar nu mi le-am cumpărat cu cap. Mi le-am cumpărat prost și multe au ajuns să stea prin casă degeaba sau să le dau sau să le vând, pentru că mi-am dat seama că n-au niciun roșu și niciun sens. Așadar, să-mi spuneți cum vi s-a părut ideea clipului meu. Îmi pare rău dacă am fost mai repetitivă. Sper că ați înțeles esența. Oricum am spus, toate ideile se leagă între ele. Nu știu dacă mai există clipuri pe sfera asta minimalist. Nu prea am căutat pe YouTube, sinceră să fiu. Poate mai există, poate există sfaturi pe care eu le-am zis. Astea sunt niște lucruri care mi-au venit mie în pauza de masă, de la muncă, și am spus să vi le spun și să vi le comunic și vouă. Poate vă interesează și poate vă ajută. Și sper că v-a plăcut și acest gen de clip, oricât de educativă am încercat eu să fiu. Sper că mi-a ieșit și sper că v-a și plăcut și ați rămas cu ceva, măcar cu o idee. Să-mi spuneți voi ce fel de oameni sunteți, dacă sunteți genul de oameni care cheltuiți foarte mult sau dacă sunteți pe economie, minimaliști. Mie îmi place mai mult un stil de viață mai simplu, mai minimalist. Și mereu am spus că, indiferent de câte sume de bani, ce sume de bani aș avea, că mă și bâlbâi acum la final, ce sume mari de bani aș avea, niciodată nu aș face investiții din astea fără cap repetitive. Că facem câteva, e partea a doua, dar un stil de viață mai minimalist te ajută să ai mai multă liniște în cap și mai mult spațiu. Liniștea nu se compară cu nimic. Nu se compară nici cu vacanțele, nu se compară nici cu țoalele, nici cu gențile, nici cu cănile, nici cu nimic. Liniștea e cel mai importantă parte a vieții și dacă o ai, ai totul. Cu acestea fiind spuse, v-am pupat și sper că ați avut o zi bună, chiar dacă este marți 13. Ne vedem la vlogmasul viitor cu un unboxing. Pa, pa!